Un Înființat în 2012, Centrul Județean de Excelență atrage la cursurile sale tot mai mulți elevi pasionați de știință. Fie că vin să studieze matematica, informatica, biologia, chimia sau limba și literatura română, cu toții au un singur obiectiv, performanța. Îndrumați de dascăli renumiți, copiii participă cu plăcere la cursuri. Motivația profesorului de a veni la Centrul de Excelență este intrinsecă. Deci dacă un profesor își dorește să transmită din capacitățile lui și din aptitudinile lui elevului, atunci vine spre Centrul Județean de Excelență. Și avem aici nume tare ale învățământului oltean. Nu vreau să nominalizez sau să defavorizez pe cineva, dar se văd pe site-ul școlii și se văd rezultatele de fiecare dată și în fiecare an în pregătirea elevilor. Aici de față sunt copii de clasa a 5-a, copii care muncesc cu drag, copii care vin de drag la Centrul de Excelență. Sunt de ajutor fiecăruia dintre ei, pentru că îi învăț aici cum să gândească logic matematic, pentru că vin din clasele 1-4, unde sunt obișnuiți să lucreze după model și începând cu clasa a 5-a au nevoie de mai multă muncă, mai multă gândire logică matematică pe care și-o dezvoltă normal prin muncă. Îți place tare mult matematica? Da, îmi place foarte mult. Cât timp aloci studiului acestei discipline acasă, că aici știm cât de mult muncești? Păi, în jur de 3-4 ore sau mai mult pe zi. Care sunt cele mai bune rezultate ale tale de până acum în concursurile școlare la matematică? Păi, 100 de puncte. Te pregătești și tu să devii olimpică, da? Vreau să ajung și eu la națională. În ce clasă se va întâmpla asta? Sper că anul ăsta. Cât de mult muncești tu acasă, în afară de orele pe care le petreci la școală și la centru, lucrând la matematică? Foarte mult și mă străduiesc foarte mult. Matematica îți place din clasa întâia, nu? Da. Cine te-a ajutat să o descoperi, să o înțelegi și să o iubești? Mama mea și sora mea. E greu, dar și frumos, nu? Da, este greu, dar îmi place să fac probleme și eu mă bucur când reușesc să fac o problemă grea, că reușesc să dau rezultatul corect. Centrul Județean de Excelență are două puncte de lucru, în Slatina și câte unul în Caracal, Corabia, Drăgănești, Olt și Balș. Aproape 700 de copii descoperă și aprofundează tainele materiilor preferate.